astăzi aici pentru a comemora aceste produse care s-au terminat și vom fi însoțiți de o lumină care va licări non-stop, pentru că sunt niște nori care se joacă cu nervii mei. Îmi pare rău de că se schimbă lumina, de aia n-am încotro, trebuie să filmez, n-am ce să-i fac. Prin urmare, mă suportați așa sau ne suportați așa. Cum ați văzut din titlu, avem produse terminate și n-a trecut așa mult timp, mi se pare mie, de la ultimul clip cu produse terminate. Nu știu că n-am făcut pe ultimul, dar vi-l las în descriere în cazul în care nu l-ați văzut. Și m-am gândit că n-a stricat să scoate și pe astea la înaintare, odată ca să golesc punga sau coșa sau ciofia asta și în al doilea rând ca să mai povestim despre produse, despre ce produse am folosit, dacă sunt bune, dacă nu sunt bune și așa mai departe. O să începem, ca să nu mă mai întind foarte mult, o să începem cu decolorantul pe care l-am folosit de data asta, pentru că eu mi-am propus în viața mea, nu știu dacă o să-mi iasă până la finalul existenței mele, dar cel puțin pentru o perioadă de timp mi-am propus să-mi decolorez părul de două ori pe an, o dată în decembrie și o dată în mai. De ce așa? Pentru că în decembrie, nu știu, mă pregătesc de sărbători și în, sau de anul nou și vreau un look fresh și mai pentru că e ziua mea și pentru că vine vara și e bine să ai părul aranjat, zic eu. Așa, mi-am luat decolorant, de data asta nu l-am mai comandat de pe Notino, că înainte îl luam pe cel de la Colorista, pe care am înțeles că îl găsiți numai pe Notino. Dacă vreți să luați pe ăla de la Colorista, nu-l găsiți în magazine. Eu l-am comandat tot timpul de pe Notino și de aia mi se părea că e ceva normal, dar se pare că nu se găsește în magazine. Cel pe care îl găsiți de la L'Oreal sau... Da, de la L'Oreal pe care îl găsiți în magazine este ăsta, de la L'Oreal Preference, Ultra Platinum îi zice, care poate decolora până la de 5 ori nuanța părului și am niște păreri despre comparative cu Colorista cu ăsta. În primul rând am observat că am avut o cantitate mult mai mare de produs în ăsta, chiar mi-a rămas foarte mult produs, deși am avut senzația că am folosit mai mult produs decât la decolorarea anterioară. În al doilea rând, balsamul care vine în cutie, pentru este tehnic vorbind, este un balsam din ăla mov care ar trebui să îți tempereze nuanța părului, să nu o facă portocalie sau să îți dea nuanța aia de blond platinat rece, nu face nimic, adică nu te ajută, deci vă recomand, dacă luați cutia asta din magazin, vă recomand să aveți voi la îndemână ori un balsam, ori un șampon mov, silver, ceva, pentru că balsamul este foarte bun ca balsam, este hidratant, hrănește părul, lasă super mătăsos, chiar și astăzi l-am folosit, că-l mai am, dar în materie de pigmentare și de tonifiere, ca să zic, de ca toner, nu este bun. Da? Deci pigmentul din balsamul ăla este egal cu zero. În altă ordine de idei, mi s-a părut că ăsta este cumva un pic mai puternic de colorantul ăsta decât Colorista și da, s-ar putea să continui să-l iau pe ăsta doar pentru că e o cantitate mult mai mare. Da. Eu îmi fac un fel de baleaj, am învățat să mi-l fac singură și îmi place cum arată, că este cumva messy și în același timp cumva pare natural. Se confunde foarte frumos cu părul meu, astfel încât să nu fie excesiv de artificial, știți, baleajul, și dacă îmi crește, că până în decembrie vă dați seama că o să-mi crească părul, nu se vede discrepanța aia de culoare foarte mare, mai ales că nici nu am pus foarte mult la rădăcină, decât câteva șuvițe am făcut la rădăcină, da? Deci, da, până aici toate bune și frumoase, sunt încântată, exceptând, v-am zis, balsamul. Aia ar fi partea care e mai puțin plăcută. Și că vorbeam de șampon mov, șamponul mov pe care l-am terminat și pe care l-am avut posibil să recumpăr este asta de la Shauma, care a fost foarte bun, să știți, l-am luat de la mine, de la Profi, că rămăsesem fără șampon mov și aveam nevoie, pentru că nu vreau să ajung la un blond platinat, nu cred că m-ar avantaja un blond din ăla rece platinat, dar nici nu vreau reflexilele verzi pe care le poate căpăta blondul, știți, și atunci e bine să aplici din când în când un șampon din ăsta mov sau silver. Deși dacă e între noi să alea silver, tot nu sunt, dar întrece peste. Așa, foarte bun ca pigmentare. Mi se pare chiar un pic mai puternic în materie de pigmentare decât cel de la Elsef pe care l-am avut înainte. Diferența mare dintre cel de la Elsef și ăsta este că ăsta nu este hidratant.
când îl aplici pe ăsta ai nevoie neapărat de o mască de păr sau de un balsam foarte, foarte bun, foarte hidratant pentru păr, care să-ți hrănească foarte bine părul, pentru că ăsta este cumva din ăla de curăță firul de păr până mărba oaselor, ca să zic așa. Deci este foarte... îți lasă părul așa squeaky și cumva fiind decolorat după aceea se simte aspru, da? Și ca să nu ai senzația aia de vârfuri aspre sau uscate, trebuie să folosești un balsam bun. Deci asta ar fi singura mențiune, în schimb, în materie de pigmentare, foarte, foarte bun. A, apropo, a doua zi după ce mi-am decolorat părul, pentru că balsamul de la ăla nu a funcționat, de la decolorant nu a funcționat, m-am trezit cu el morcov. Deci m-am uitat în oglindă și m-am speriat. Am zis, what? Ah, zic, ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Zic, acum mă tund. Și m-am dus și m-am spălat din nou cu ăsta și l-am lăsat vreo 2 minute în păr și s-a calmat toată situația. Deci m-am trezit, mă zic, eram morcov, mă întorsesem la faza aia de morcov și zic, nu, nu. Dar ăsta foarte bun și chiar vă recomand, dacă aveți nevoie, este foarte ok și e la îndemână. În general, asta așa mă se găsesc cam peste tot și de-aia l-am luat și eu, că l-am capăt la îndemână. Apoi, am terminat acest scrap de la Pixi, pe care v-am zis eu că mi l-a trimis... Tătucu de preajma sărbătorilor mi-a trimis un pachet și ăsta este un scrap cu zahăr. Tehnic vorbind, se scrie pe el că ar fi pentru corp. Mie mi s-a părut că are o granulație mică și am putut să-l folosesc pe față. Deci eu l-am folosit mai mult pe față, pe decolteu, pe umeri, de aia și m-a ținut mai mult. V-am mai spus că motivul pentru care arată în halul ăsta este că are gaura asta foarte mică aici și fiind un scrap, fiind particule grunjoase destul de mari pentru acea gaură, se înfundă și eram nevoită să-l scot aici, dar și pe aici este greu, da? Deci mare atenție la aspectul ăsta. Ăsta știu că îl găsiți în Sephora, dacă nu mă înșel, încă e ud că de-abia l-am luat din duș, dar scrap, adică e un scrap clasic, adică puteți să-l faceți și voi acasă din zahăr dacă vreți neapărat și nu vreți să dați banii pe el, dar așa e la îndemână, e bine și plus că a fost o cantitate mare, adică pentru față și decolteu, așa, pentru mine a fost ok că a fost o cantitate mare și așa, și începem cu epopeea gelurilor de duș, pentru că după cum bine știm, eu mănânc gel de duș pe pâine și-l avem pe ultimul pe care l-am terminat, este... asta de la Fa, pe care scrie Polinezia, care are un miros floral, parcă, da, nu mă dă pe spate, e un miros floral, banal, nu știu, e ok, e un miros floral ok, adică nimic care să mă chinuie sau ceva, a fost ok, gelurile astea de duș de la Fa, v-am spus că sunt foarte ok pentru că nu usucă pielea rău, adică dacă stai în cadă 3 ore în spumă făcută de gelul ăsta de duș, normal că o să-ți se usuce pielea, orice o să-ți usuce pielea, inclusiv apa chioară o să-ți usuce pielea. Așa e ok, adică n-am nicio plângere, da? Deci cu el. Apoi, am terminat și unul din ăsta care știți că ăsta e preferatul meu. Cred că ăsta e preferatul meu de la... Da, ăsta e preferatul meu de la Fa și acum văd că îi zice Panama Nights. Nu știam cum se numește până acum. Deci are un miros, v-am zis, de fruity fresh din ăla, așa, cu super multe fructe, cu cum era fruity fresh-ul pe vremuri. N-am mai băut fruity fresh de mult, dar... mi se pare foarte yummy așa și miroase foarte bine, foarte fresh, foarte tropical așa miroase, îmi place foarte mult. Bineînțeles că astea vor fi recumpărate, adică gelurile de duș. Apoi, am terminat gelul ăsta de duș de la Mediterranean. A fost un gel de duș foarte cremos, un gel de duș foarte plăcut pentru piele așa și pe lângă asta are așa o îți lasă pielea hidratată, adică nu-ți usucă pielea și are o textură cumva specială. L-am zis, este mai cremos așa, a fost mai degrabă, ziceai că e cremă de duș. Mi-a plăcut foarte tare, mirosul a fost relativ discret, adică n-are cine știe ce miros, că de-aia l-am desfăcut să văd dacă are vreun miros anume. Nu știu dacă mai activ codul meu de la Mediterranean. Produsele astea de la Mediterranean și de la Hellensen le am pentru că mi le-au trimis ei, dar nu știu dacă mai activ codul meu, o să vi-l las în descriere cu link către produse. Da, foarte ok gelul ăsta de duș și zice că este cu 80%
mai hidratant. Adică este o formulă specială, hidratantă, făcută și a trebuit să fie și ceva mai clean, așa. Da, mi-a plăcut, a fost ok. Tot la această categorie, dar de la Helen sunt de data asta, am gelul de duș. Ăsta de... Ei zic că miroase a... Love all around with vanilla. Da, miroase cumva înghețată de vanilie. Asta la fel, mi-a plăcut foarte mult. Tot așa, un gel, ăsta e de la Hellenson. Mi-a plăcut foarte mult. Și ăsta, nu știu, și ăsta mi s-a părut hidratant, a fost ok, un miros plăcut, discret, adică nu e un miros din ala care să te dea, să te scoată din baie sau să te sufoce. Mie, în general, nu-mi plac alea care sunt excesiv de parfumate, știți? Adică, ok, vreau să mă bucur de parfum cât îmi fac duș, dar după ce am ieșit din baie, n-aș vrea să-l mai simt pe mine, știți? Și cam așa sunt astea. Cam tot ce am în jumătărie de gel de duș este în stilul ăsta. Și asta la fel. Foarte, foarte ok. Tot eram la categoria de corp. Mai avem un body scrub din ăsta cu sugar. Cu zahăr, da, de la Organic Shop. Știți că v-am mai arătat eu de-a lungul timpului. Pe ăsta mi l-a făcut Denisa cadou. De fapt, ni l-a făcut cadou când ne-a luat la toate de 1 martie sau ceva de genul. Sau de mărțișor, cred că. Și ăsta era cu papaya. Și la fel, un miros foarte plăcut. Mie îmi place foarte mult ăla cu zmeură. Mi se pare super. Și ăsta e mâncabil și ăsta e delicios, dar nu știu dacă am mâncat vreodată papaya și dacă am mâncat, cred că nu m-a dat pe spate. De-aia nu sunt impresionată de papaya, dar ăla cu zmeură este vis. Ăla cu cafea, iar este demențial, este ceva ca next level. Dar și ăsta a fost foarte bun și este un scrub cu zahăr, iarăși foarte bun. A avut acolo un duș când ai nevoie, repede, da? Mai, câteodată mai uit să dau cu peria aia uscată, știți? Mă uit să fac dry brushing și atunci e bine să am ăsta la îndemână. Că îmi place să le alternez, nu folosesc peria în fiecare săptămână sau încerc să o folosesc măcar o dată pe săptămână, dar nu-mi iese întotdeauna și atunci e bine să am câte un scrub din asta, pentru că eu v-am mai spus treaba asta, necesit foarte multă și prin foarte multă mă refer la foarte multă exfoliere din cauza pitiliazisului. Am pitiliazis și mă descoamez mai ceva ca un șarpe care își lasă pielea peste tot, știți? Deci, da, așa. Și atunci am nevoie de un scrub ca să dau eu un avans toată pielea aia jos, să nu arăt de zici că acum mă năpârlesc. Așa, mai am un șampon de la Botanic Therapy Garnier. Știți că îmi place foarte mult, ăsta este cu ulei de ricin. Știți că îmi place mult de tot acest șampon, este hidratant și mai ales acum de când am început să-mi decolorez părul, mi se pare că este cu atât mai bun pentru că îmi ajută părul să îl hidratează fără să-l încarce, nu-l îngreunează, îmi place și balsamul foarte tare, nu îmi îmbâxește părul, curăță foarte bine, nu am probleme cu el și în general acum am șamponul și balsamul de la Hellenson. De-aia nu l-am recumpărat, dar am să-l recumpăr și, în general, alternez șamponul mov cu ăsta, știți? Odată ăsta, odată șamponul mov sau de două ori ăsta, odată șamponul mov. Depinde cum simt eu părul, cum îl văd că arată. Așa, dar e foarte, foarte bun șamponul ăsta. Știu că și voi ați zis că-l folosiți și pentru șampon mie mi se pare ok. Adică am folosit și șampoane mai scumpe și am folosit și Kerastase și am folosit și altele și nu prea văd diferența. Până la urmă, e tot un săpun, știți? Adică e o chestie pe care o pui să-ți curețe părul, scalpul și după aceea se duce pe scurgere jos. Adică nu prea... Nu văd de ce să dai 100 de lei pe un șampon. Dacă ai niște nevoi speciale pentru scalp și ai un tratament și trebuie să faci, atunci da, cu categorii, fără nicio problemă. Dar așa, când nu ai probleme, există foarte multe produse bune și în comerț la prețuri accesibile, adică decât să dai foarte mulți bani pe un șampon pe care oricum îl dai jos din păr și la așa, mai bine ții un balsam mai bun sau ții o mască sau ții un tratament sau, nu știu, faci altceva, investești în altă direcție. La fel și în ceea ce privește spălatul pe față, știți că v-am zis, adică e săpun până la urma urmei, Dumnezeule mare. Știu că ne-am învățat să fim foarte pretențioși, să fim foarte mofturoși, să nu știu ce, dar hai să ne ducem la logica de bază, da? Până la urmă e săpun, trebuie, rolul lui este să
curețe. Atât. O punguță de dischete de machiante. Asta a fost, erau dischete din alea pătrate. Astea au fost 70 și sunt de la Douglas. A, cred că știu. Da, am fost o dată la Douglas și nu avea să-mi dea rest și a trebuit să mai cumpăr eu ceva ca să pot să-mi dea. Mă omoară. Deci, efectiv, mă disperă când se întâmplă chestia asta. Nu suport. Nu înțeleg cum nu poți să nu ai bani să dai rest. Nu. Știu că se întâmplă, dar nu înțeleg cum. Așa. Avem aici pentru ten acest gel de curățare Pure Active Charcoal. Este cel în variantă de gel de la Garnier, care a fost ok, dar nu m-a dat pe spate. Adică curăță bine, nu știu ce, dar îl prefer pe cel cremă, cel care poate fi folosit și pe post de mască. Și asta pentru că ăla are particule exfoliante, știți? Și cumva îți exfoliază tenul și, again, am nevoie de foarte multă exfoliere, inclusiv pe față, nu doar pe corp. Și face o exfoliere blândă, îl poți folosi și ca mască, are acid salicilic în el. L-am recumpărat pe ăla, nu l-am recumpărat pe ăsta, a fost ok. Dacă aveți probleme cu acnea, cu sebum, cu așa, gama asta albastră de la Garnier este dumnezeiască, vă zic eu, că și mie mi-a salvat viața. Când am folosit-o, am văzut diferența și atunci am înțeles că, ups, stai că mai contează și ce produse folosești. Gama asta cu cărbune sau gama albastră, gama pentru ten acneic, ten gras, este foarte, foarte bună. Da, și dacă aveți probleme așa, dar v-am zis, eu mă rezum la cealaltă, că mi se pare că pentru mine funcționează mai bine cealaltă cremă de curățare, că e practic o cremă de curățare aia. Dar vorbim și de aia. Avem un demachiant, demachiantul cu albăstrele de la Yves Rocher. Ăsta este un produs clasic, staple, dacă vreți, de la Yves Rocher, care este foarte bun. Știu că l-au reformulat pentru a-l face cam, nu știu cât scria pe el, 97% cu ingrediente naturale. Adică l-au curățat, i-au curățat foarte mult formula. Este foarte bun, adică ăsta este un demachiant din ăla bifazic pentru ochi, dar eu avem un ten mai uscat, l-am folosit și pe față, nu mă deranjează, știți, ca să nu irit fața cu demachiant, folosesc din ăsta bifazic și pe față, chiar dacă el, tehnic vorbind, este pentru ochi. Dar foarte bun. Ăsta a fost cumva unul din primele produse pe care l-am încercat de la Yves Rocher. Și a fost bun și a rămas bun și o să rămână, cred că, în continuare foarte, foarte, foarte bun. Deci, dacă aveți nevoie de un demachiant bifazic pentru ochi, este blând, moaie foarte bine mascara, îți curăță mascara, machiajul de la ochi. Eu nu l-am testat pe machiaj waterproof, dar având în vedere care ulei în el, ar trebui să funcționeze și ar trebui să fie foarte bun. Apoi, avem așa, un mini gel de curățare de la Cetaphil. Asta este pentru oily skin, pentru ten gras. Da, ăsta cred că mi l-a dat Eugenia, nu mai știu. Știu că aveam unul de la Sabina și unul de la Eugenia. Da, e ok. Gel de curățare, nu știu, nu m-a dat pe spate. Adică, da, mi s-a părut că e un pic mai blând și l-am folosit eu în anumite zile, după anumite proceduri cosmetice. O să vedeți în curând despre ce vorbesc. Dar de curățare, adică, da. Am observat că e mai bine să-l folosești dimineața, că seara nu prea, adică dacă ai reziduri de machiaj pe față sau așa, mai bine îl folosești dimineața. Tot în aceeași idee, avem o cremă hidratantă, o din asta, o mini cremă hidratantă de la CeraVe. Este dermatocosmetică, dar are alcool în ea. Nu știu, al treilea sau al patrulea ingredient este alcool. Ceea ce m-a enervat puțin. Dar, iarăși, e o cremă ok. E hidratantă, dar nu m-a dat pe spate. Adică nu aș sări să mă duc repede să o cumpăr, să vă am nevoie urgent de ea. E ok. It's just ok. Apoi, avem două tuburi de Garnier și unui murdar. Nu știm de ce, nu ne interesează. Garnier Over Makeup Super UV spray din asta cu SPF, pentru că, da, știu că trebuie folosit SPF-ul și eu vă zic constant treaba asta, trebuie să folosiți SPF-ul pe tot parcursul anului, nu doar vara, dar cu precădere vara este important să pui straturi și straturi și straturi și mai ales cum eu vara ies în curte, iarna nu prea am ieșit, adică iarna nu prea m-au văzut nici câinii la față.
cum vara el stau mai mult prin curte, am nevoie. Am făcut prostia de a mă arde deja pe aici pe spate pentru că mă ard foarte repede. După cum am zis, eu sunt o ciudățenie a naturii, tehnic vorbind, am sub ton cald și ar trebui să mă bronzez frumos, dar nu. Mă bronzez în bucăți și sunt bucăți unde mă ard, sunt bucăți unde mă bronzez ok, sunt bucăți unde nu mă bronzez deloc. Deci, vorba mamei mele scumpe, zici că-s făcute din petice. Efectiv, cam așa sunt, așa. Și am, după ce m-am ars, bineînțeles, mi-am adus aminte că trebuie să fiu mai sărbuincioasă cu SPF-ul. Asta l-am luat, vânez de mult și l-am găsit în Oșan și faza este că anul trecut îl căutam în disperare și nu era pe nicăieri și sau îl găseam la 50 de lei tubul, știți, adică e un tub micuț, e garnier totuși, 50 de lei, mi se pare că am 75 de mililitri, mi se pare cam mult, dar funcționează foarte bine, l-am găsit în Oșan, în Oșan e cam la jumătate de preț. Singura mea mare problemă cu acest spray este că eu nu îl aplic peste make-up. Mi se pare prea gras, prea slinos pentru a-l aplica peste make-up. Da, nu mi se pare ok de aplicat peste make-up, dar mi se pare ok de aplicat inclusiv pe față atunci când nu ești machiată sau pe corp, stai cum sunt eu, afară, în curte și așa mai departe. Da, este foarte ok, protejează foarte bine, este foarte bun, dar eu am observat că pe make-up nu. Îmi cam lucește fața de la el, mă face să arăt destul de slinoasă, destul de grasă și prefer să nu-l aplic peste make-up, asta dacă am de filmat sau am de făcut ceva, așa, dacă nu mai am nimic de făcut, no problem. Așa, dar da, pentru protecție este ok. Mai avem aici 3 produse de la Revox, numai 3 produse de la Revox mai avem și anume un acid hialuronic, nelipsit la mine, știți că îmi place foarte tare acidul hialuronic, o vitamina C și un AHA, care a fost pentru prima dată când l-am folosit și m-am îndrăgostit de el, este foarte bun. Evident, folosit cu cap, nu folosit în fiecare seară sau lăsat sub machiaj, cum am mai auzit unele persoane, Hristoase, Dumnezeu de mare, că fac. Da? Deci folosit cu cap. Eu îl folosesc o dată pe săptămână pe ăsta, după aceea mă exfoliez mecanic. Îmi fac exfoliere mecanică odată și după aceea mai pun o mască altă dată, care s-ar putea și aia să mă fie un pe post de exfoliant. Da? Deci cam asta e rutina mea într-o săptămână. Da? Și v-am explicat că pe ăsta îl folosesc, am senzația că îmi curăță porii mai în profunzime decât celelalte, decât exfolierea mecanică. Așa, vitamina C este nelipsită și v-am zis că din ce am găsit eu pe piață este cea mai accesibilă și cea mai bună, pentru că are concentrație 20%, nu este lipicioasă, nu te pătezi de la ea, că știți că am mai avut cu ACM-ul problema clasică, că te pătezi, eram portocalie pe mâini și pe față inclusiv, dar nu te pătezi de la asta pentru că e mai stabilă formula. Iar acidul hialuronic, 5%, foarte bun și ăsta. Pentru mine este nelipsit, cum am zis, îmi place foarte tare, îmi plac produsele astea de la Revox și mai ales că sunt accesibile și sunt curate și sunt ok, vi le recomand cu toată dragostea mea pentru că sunt super bun. Mi s-a terminat scumpa și draga mea pudră Match Perfection de la Rimmel London, asta este una din pudrele mele pulbere preferate. Apropo, revenind la pudră de la Huda, nu se compară cu asta, adică asta este net superioară, deși este la un sfert din prețul celei de la Huda, este net superioară această pudră. Mai fac o dată mențiunea de a vă spune să nu o cumpărați din magazine precum Carrefour, Roșan și de la zonele alea de beauty, pentru că acolo este foarte scumpă. Cumpărați-o online pentru că vine la jumătate de preț față de magazinele alea. Am văzut-o la 60-70 de lei în magazine și ea e 20 și ceva de lei, da? Adică, mă rog, e o sugestie. Voi faceți cum considerați. A, opa, stai că mai am aici de o utilizare. Observ că mai e puțin. Oh. Așa, este o pudră foarte bună care și fixează, dar și rezistă pe ten destul de mult. Adică, în comparație cu aia de la Huda care mi s-a dus de pe față în prima jumătate de oră de la aplicare, asta rezistă mai mult. Acum nu vă așteptați să vă matifieze tenul, dacă aveți un ten super gras, să vă matifieze tenul pentru toată ziua. Cu siguranță nu o să facă asta, dar setează machiajul super bine. Mie îmi place să setez machiajul în special cu această pudră, cu genul ăsta de pudră pulbere, pentru că
mi se pare că nu încarcă tenul, dar în același timp setează foarte bine machiajul. Și după aceea, dacă simt nevoia pe parcursul zilei să revin cu o altă pudră, asta e partea 15, dar este foarte, foarte bună și accesibilă și o folosesc. Nu știu câte le-a ambalaj pe care îl termin, adică nu știu câta pudră pe care o termin. Foarte bun. Asta este 001 Translucent. Și ca idee, din gama de la Match Perfection, de la gama asta albastră, de la Rimmel London, mie nu mi-a plăcut nimic, dar pudra asta mi se pare asta și cu Stay Matte-ul. Aia clasică, Stay Matte, sunt top pentru mine. Așa, și am mai terminat un alt produs care mi este foarte, foarte drag, și anume The Eraser, de la Maybelline. Mă întreabă tot timpul pe Buzz ce culoare mi-au la The Eraser, nu știu să vă spun niciodată, că nu scrie pe el. Știu că le iau de pe Notino și le aleg în funcție, că sunt mai multe. Sunt din acele pentru corectare de culoare și sunt din acele pentru brightening. Și le aleg în funcție de ce am nevoie în momentul respectiv. Da, nu știu să vă zic, adică eu le văd la fața locului de fiecare dată când vreau să le folosesc, dau pe mână și îmi dau seama care e ăla de iluminează, care e ăla de corectează culoarea. Nu pot să vă zic. Dar foarte, foarte bun acest anti-charcan, este foarte bun și ca corector și ca anti-charcan, rezistă foarte bine întreaga zi, nu știu, nu se strânge, este foarte lejer, poți aplica două, chiar trei straturi dacă ai nevoie de o acoperire mai intensă. Deci foarte, foarte bun acest anti-charcan. Nu știu dacă există cineva pe planeta asta care să se macheze frecvent și să nu-l fi încercat, dar dacă există printre voi, încercați-l. Că nu o să regretați. Adică este chiar foarte bun. Bun, și cam atât pentru astăzi. Cam astea au fost produsele mele terminate. Aș vrea să știu dacă voi le-ați încercat produsele astea, cum vi s-au părut. Aștept păreri, aștept sugestii. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai vin astfel de clipuri. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Veniți pe Instagram, că vă țin la curent cu absolut tot ce se întâmplă cu și despre clipurile mele. Vă pup și ne vedem în următorul clip.